Rânduri pline de mașini stau duminică de duminică în așteptarea zadarnică a noilor proprietari. Circulație e, însă bani mai puțin, spun unii comercianți familiarizați cu situația din târg. Emanuel și-a expus mașina spre vânzare încă de la ora 7. N-a reușit să atragă nicio privire de la posibilii cumpărători. Am adus-o pentru mine, doar dacă se poate câștiga ceva la ea, îmi cer și-o, ca toată lumea asta. Toți își încearcă norocul, însă puțini au parte de el. Ca să-și vândă mașina rămasă de la fiul plecat în străinătate, domnul Silviu a venit de la Piatra Neamț. E deja a doua încercare, fiind prezent și duminica trecută. Nu sunt bani. Altfel, altceva n-am ce să zic. Printre ei și comercianți mai norocoși, domnul Iulian face negoț cu autoturisme de 10 ani. Experiența în domeniu a făcut ca să-și vândă marfa mai ușor față de colegii din târg. Sunt foarte mulți în târg care iau de la Cluj, de la Oradea. Vă dați seama, comision acolo, comision aici. Noi mergem direct în Germania și luăm în Germania. Rețeta bunului mers a activității din târg e un autoturism cu preț bun și calitate ridicată, spune comerciantul. Lumea se omoară pe Volkswagen, pe Opel Astra. Da, deci noi avem mașini japoneze care merg foarte bine, Honda Jazz. Oferta există, varietatea e mare, însă vânzările sunt la pământ. Cel puțin asta afirmă comercianții care se plâng de lipsa cumpărătorilor. E mai slab ca în urmă cu 2 ani sau 3. Și din ce în ce mai slab. Dacă nu sunt locuri de muncă, nu? Cu toate acestea, negustorii nu își pierd speranța, iar următoarea duminică își reiau locul.